Adi, debut pentru tine în tricoul de senior al Farului, cu dreptul un gol marcat în final în Giulești și victorie cu 2-0 pentru echipa noastră. Da, în primul rând mulțumesc, a fost un debut excelent pentru mine, sunt foarte fericit că am reușit să aduc victoria și sper de acum încolo să marchez cât mai multe goluri în tricoul Farului. Ai avut emoții în momentul în care ai intrat în teren? Am avut puține emoții, este evident, pe un stadion așa full, dar după mi-am adaptat emoțiile și totul a devenit la normal și mi-am făcut jocul și am reușit să marchez. Cum ai simțit duelurile cu fundașii adversi? Au experiență, este destul de greu, dar eu zic că am făcut față și trebuie să mai pun puțin pe mine, să mă bat cu ei în continuare și eu zic că am făcut față și sunt foarte fericit că am reușit să duc acest duel. Farul continuă cursa de calificare în Cupa României, era o victorie obligatorie în Giulești, mai e meciul cu CFR din Cupă. Mai este, da, un meci destul de greu, chiar foarte greu. Sunt fericit aici că am câștigat și sper să joc în continuare la Farul și de ce nu să debutez și Liga 1. De ce nu? Poate chiar sâmbătă meciul Chindia de la Ploiești, un meci foarte important pentru Farul. Da, este un meci foarte, foarte greu, trebuie să-l câștigăm, trebuie să ne odihnim bine și de ce nu, poate intru și să marchez la fel cum am marcat și în seara asta. Ionuț, debut cu dreptul pentru tine într-un meci oficial în tricoul echipei de senior a Farului. Cum te simți? Da, mă bucur că am debutat în asemenea meci, mă bucur că am câștigat și suntem fericiți pentru aceste 3 puncte în Cupa României. Ai avut emoții în duelul din Giulești? Am avut emoții, a fost un moment special pentru mine. Mister mi-a spus să intru cu încredere și cred că am făcut-o destul de bine, am alergat foarte mult. Ai făcut un cuplu în atac cu colegul tău de la Junior Mazilu? Da, suntem tineri, dornici, sperăm să fim din ce în ce mai buni. Cum ai simțit atmosfera, fanii Constanțeni care v-au încurajat? Da, a fost foarte frumos, ne bucurăm că sunt alături de noi și așteptăm un număr cât mai mare la următorul meci. Așteptăm de la tine în continuare evoluții cât mai bune și să vină și debutul în Liga 1. Da, Doamne ajută, sper să marchez cât mai multe goluri și să-mi ajute echipa cât pot eu de mult.